Bună! La solicitarea voastră venim cu câteva exemple de la capitolul cerc și vom continua să rezolvăm câteva exerciții în videourile ce urmează, astfel ca voi să înțelegeți cât mai bine acest capitol să vă însușiți materia. În figura de alături avem un cerc și patru puncte pe acesta, A, B, C, D, astfel încât unghiul AOB este drept Adică avem AO perpendicular pe OB, și înseamnă că unghiul AOB este de 90 de grade. Mai departe, unghiul BOC este de 111 grade, iar punctul D este în mijlocul arcului AC. Determinați măsurile arcelor: AB, BC, ABC. A, D, C și AD. D. Haideți să vedem cum facem lucrul acesta. Observăm că unghiurile AOB, BOC, COD, AOD au vârful toate în O, deci sunt unghiuri la centru. Așadar, măsurile lor sunt egale cu măsurile arcelor pe care le descriu. Așadar, arcul AB este egal cu măsura unghiului AOB, și anume 90 de grade. Arcul BC este egal cu măsura unghiului BOC, adică 111 grade. Arcul ABC sau arcul, dacă vreți, mare AC, pentru că arcul mic cu deschiz deschizătura mai mică AC, este acesta arcul ADC este format, deci acest arc mare AC este format din arcul AB plus arcul BC, arc pe care noi le-am determinat deja. Așadar, înlocuim și facem suma lor. 90 de grade plus 111 grade egal 201 grade. 201 grade. Arcul ADC reprezintă diferența uh, lui 360 de grade cât avem de jur împrejurul punctului O, cât avem în cerc, minus arcul ABC. Înlocuim și avem 360 de grade minus 201 grade egal 159 grade. Acum trebuie să aflăm arcul AD și știam că D este mijlocul arcului a C. Asta înseamnă că împarte în arcul AC în două arce egale, congruente AD și DC. Iar ele vor fi egale cu arcul ADC împărțit la 2. 159 de grade supra 2. Uh, cum 159 este un număr impar, înseamnă că ne va da o valoare zecimală. 79,5 grade. Acesta a fost un prim exemplu de la capitolul cerc și uh, a, a, dacă rămâneți alături de noi, veți vedea multe alte exemple. Vă invit să vă abonați, să ne dați uh, follow, să ne urmăriți pentru a fi uh, alături de noi atunci când rezolvăm și alte exemple. De asemenea, te sfătuiesc să ții de notat întotdeauna să rezolvi împreună și atunci când uh, ceva nu ai înțeles, Pui stop și o de la capăt cu explicațiile, bineînțeles, și bineînțeles cu uh, ceea ce nu ai înțeles. Dacă totuși nu înțelegi, ai posibilitatea să ne scrii în comentarii. Te așteptăm! Pa, pa!